Cerere mare la programul pentru instalarea tinerilor fermieri în cadrul celei mai recente sesiuni de primire a proiectelor de finanțare pentru măsura 112, instalarea tinerilor fermieri din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală la Buzău, au fost depuse peste 200 de cereri. Cuantumul sumelor cerute de tinerii fermieri buzeni se cifrează la 5,2 milioane de euro. La nivel național, valoarea totală a solicitărilor pentru fonduri europene de la Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit se ridică la peste 270 de milioane de euro. Sesiunea de primire a proiectelor a avut loc în perioada 1-6 iulie. În prima fază, în urma analizării dosarelor, au fost aprobate 158 de proiecte, în timp ce alte aproape 50 au fost considerate neconforme. Următoarea etapă se desfășoară la nivel național și presupune procedura de eligibilitate. În cazul unui răspuns favorabil, fermierii vor primi banii în 6 luni. Cele mai multe proiecte vizează investiții mixte, culturi vegetale și creșterea animalelor, fiind urmate de proiectele care prevăd investiții în culturi de câmp. Alte domenii atinse au fost horticultura, sectorul viticol, culturi permanente, lapte și produse lactate, precum și creșterea porcinelor, a animalelor ierbivore și a păsărilor de curte.